Hai, salut oameni faini și bine v-am regăsit la un nou match de Overwatch competitiv, viața în silver. Bun, la primele chestii comentate o să le dau la ăștia bloc. Voice chat, nu le zicem nimic încă, lăsăm așa, pe legheleu. Can everyone join the voice chat? Yeah. Bun, hai pe voice chat. Then. Nu știu ce-o mai zis asta, dar în fine. We need the second killer. Yeah, that's good. Bun. Mai că aparent echipa nu a comentat. Și toată lumea a luat exact de ce era nevoie. Și de fiecare dată când intru, cineva îmi scrie. De asta nu o să mai dau accept la nimeni, la friends. În fine. Para, you need to destroy their teleporter if they have a smeta. I'll try. Okay, that's good. Basta cu diva. Cred că e platina. Adică dacă noi suntem silver și avem chestia aia, după a veni goldul ăla e platină. Din ce pare. Interesant. Nu? N-am reușit să arunc pe nimeni în gârlă. Deci aia am încercat. Mi-a trimis racheta înapoi, ești prost? Uai, de capul, era să mă melesească fraierul. Da. Nu-i ca și cum mi-am dat rachetă direct în mufă singur. Hai, partea, da. Bun, acolo le-am dat destul de bine, mă, nu mai am nicio HP. Ceea ce nu-i chiar fain. Ok, capul meu. Nu mai știu exact cât are range-ul chestia asta eu. Gen se arunc în gârlă. Din cât eu observ, nu prea mai are range-ul cum era înainte. I-am dat ăsta direct racheta în mufă. În mufasa. Dacă scoate în rapid healer-ul, îi bate în lejer. Ma, din câte văd, nu prea face lumea focus la healer. Bun, l-am scos. Bulangiul ăsta în spate. Băi, Genji, băi. Și ăsta are skin-ul ăla și mea chiar. Nu-mi dau seama. Unde e mervere? Da. Nu vrei să dai colțul. Yeah, we got it. Mamă, ce am dat-o direct în fățău. Cred că l-a omorât cineva acolo. Bun. Foarte fain joc echipa până în momentul ăsta. Uai, ce stun mi-a dat ăla în aer, ești nebun? Nici n-am știut că poate să-mi dea stun în aer. Uai, mă. Ce bine joc echipa asta. Am mai prins o dată o echipă, de ce nu? Adică acum recent, mai bine zis. Mă și miram cum dracu joc atât de bine echipele. Și nici am observat acum, cumva, hopa. Și-o revenită cumva comunitatea pe Overwatch. Adică nu mai sunt atâția cretini. Nu știu care e faza, există un sistem de ban mai smacker sau abar n-am. Am intrat în spate, m-a avut ultimata lui Lucio. Sau Lucica, cum i-am zis eu în ultimul episod. Bun. E mort și Genji aici. Cred. Și-o puțin ar trebui să moră. Sau Lucica. Uite, frate, că a plecat. Bă, și n-am nici mai mult damage. Ești nebun, înseamnă că am jucat destul de parză. Genji, tu s-o top, guys.
para, can you kill? Can you kill him? Ce? Oh, mamă cât e faină a fost. Super faină ultima dată de Reinhardt. Nice ulti, Reinhardt. Super faină a fost. 40-40 faină. Manevra. Merge bine în combinații cu Reinhardt și cu Zarya. Fara. Uai, ce fain. Nu știu cine l-a aruncat, dar la fix l-a aruncat. Cred că Lucio. Ai dat și heal. Dar care dracu îmi da așa mult damage de la distanța aia? Nu reușesc nici cum să-i scot healer-ul. Nu mă, uită-mă, frate. Și-am făcut 12 kill streak. Oh, nice, perfectă ultimata. Dacă și ei au avut ultimata dată perfect acolo. Bun. Oh, la fix o dată și aia ultimata. Cred că asta e printre cei mai buni suporti. Mercy. Focus Mercy, eu aia încerc. Pana aia. Uite cât damage am dat iar. Rup up. Acum dacă bagă cineva ultima dată bună. E tip CC, să-i țină pe loc undeva. Oh. Și mi-o dat streanța dracu. Bun, l-am scos pe fraier. Genji out. Bun. Good job, guys. Good job. Dă-mă și pe ăsta. Ce mai iar le-o dat aia revive? Băi, la gârlă, băi. Asta cu Genji nu prea joacă, cine știe ce din ce am observat. Nu. Shani. Și iară fraierul ăsta. Hai ce mă disperă. Și exact atunci am și aterizat. Fix în bomba vieții. Măcar mi-am revenit la damage. Nu știu cum o să iasă la defense și nu știu ce să joc pe defense, dar cred că o să joc cu Zarya pe defense. Nu mă, cum? Bă, nu, ăsta e buguit, se-mi bat piciorul, deci eu așa campion buguit, că asta n-am mai văzut nici în LoL măcar. Nu știu cum dracu, are range la infinit. Da, nu cred că mai ajung în timp util. Și nu cred că reușim să facem mai mult de atâta. Oh, le-o dat și chestia aia. Da, e gata șmecheria. Grupa pe dracu. Nu vine nimeni. Trebuie să fim mai aproape de punct. Da, am belit-o. Dai pace. O mers perfect până în punctul ăsta după care ne-am fost moli total. Și normal că el m-a făcut, el știe să joace, uite-l frate. Nu cred că mai ajung acolo să facem ceva. Cu ultimata bine plasată am putea să terminăm meciul, dar... Nu cred că mai avem timp. Apuc pe dracu. Nu știu ce naiba, dar o să mă joc, cred că cu Diva pe defend. Am mers bine până la un punct, după aia
Am dat cu mocinzame. Bun, defenses, mă duc diva. Și asta cu platina, frate, n-ar trebui să fie fenomenal. Ah, și scria pe defend fera. Când am avea nevoie de ceva ca lumea, nu fera. Pe defend. Guys, we need to communicate in order to win. Zile, vărule. Partea bună e că nu mai ies oameni din meciuri. Că era super nașpa. Ăsta cuplu de suport. Nu a fost chiar atât de bun. Lucio nu prea. O dat o ultimată bună acolo, dar în rest nu prea mi-a plăcut. Lucica. Guys, we should push them so hard that they think that constipation, what the fuck? Trebuie să mă uit din când în când să văd dacă nu cumva se acadează OBS-ul ăsta. De când și-a făcut Windows update, totul merge absolut perfect. Nu, absolut deloc. Mi-au scăzut FPS-urile în toate jocurile. Și mai ales în LOL, adică totuși să ai 60 de FPS când nu ai OBS-ul pornit, e destul de rău. În ideea în care am 200 plus, aveam 200 plus. Înainte de update-ul la Windows, da, nu? Microsoft face update-uri. Ei știu cum stă treaba. Ei nu e fraier. Mamă, dar asta cu porcul mă disperă la maxim, frate. Asta cu porcul e operat. Până acum. Vai, e capul meu. Aici o să conteze extrem de mult dacă reușesc să dau ultimată din aia grozavă. Dacă nu reușesc să dau ultimată grozavă, o fac. O să o belim urât. Din câte văd, ăștia intră în noi ca în... Asta cum zice, Eminescu în Veronica. Și ce nu înțeleg e de ce Lucio are movement speed-ul activat când ăștia ne pușează la maxim și ne violează. De ce nu are activat ce trebuie, heal-ul. Lucio, we need heal, not movement speed. El ne dă movement speed. Pe defend încă, da, movement speed. Pe sistemul, bă, luați de aici niște movement speed să fugiți. E ca și cum mai vrem să-i zdrobim. Ia să-i dacă reușez eu o manevră. Am scos unul. Tot e bine că-i fera care dă damage grămadă. Încerc să-i dau la fraierul ăsta damage, dar nu reușesc, frate. Sau măcar să-i blochez ultimata, fac eu. Da, o corporal că o să ne-i bată, dar nu. Măcar ești și tu mai ești frumușel. Am ucit la porc. Care e, de fapt, mai mult, da. Same shit, porc mai mult, tot aia. Nu da, man. Că l-au schimbat healer-ul, bă, nu? Dar s-o prins că poate să ne dea heal. Văd că. Avem acum aura aia galbenă pe lângă noi. Care ne ajută. Spre deosebire de mult speed în pana aia. Bă, dar cum naiba, dacă și erau pe jos, nu le-am dat damage. Bun, am scos healer-ul în sfârșit. Hai fratele, mi-a omor odată, bun. Am scos porcul. Și mai mulța.
Asta e bine. Trebuie să stăm călare pe ăsta, să-l dăm cât mai în spate. Pentru că mi-am reîncărcat ultima ta, deja. Mă mir, nu știu, cred că e pus cooldown mai mic sau habar n-am. Nici nu m-am mai jucat Overwatch. Nu e gen, să joc așa în un match și gata. Da, foarte prost ultimată. Și ăla are arma de aur, ești bun? Deci așa funcționează tactica de fapt, să te o sar ca un cretin. Aia pot să fac și eu. Oh, ce mă bubuiană. Asta cu mei, dacă ar ști să dea ultima ta perfect. Practic poate să care lejereană. Nu de unde dă. Contest pe dracu, frate, că-s mulți. Ui, de capul meu cutie. Aram de-a nebunit. Dă ăsta din sarmă, ce gheră loc. Da, s-a dus. Bun. Too late, Reinhardt. Too late. Nu mai da, man. Da, ăla cum e deja bani ce am oferat până acum. N-a făcut absolut nimic. Nici nu știu dacă da vreo ultimată. Holy păstârnac. Da, am delit-o. Bun. Ei, n-am scos mă pe Genji. Deci nu-i... Cine știe ce? Ăsta cu porcul. Deci ăsta cu porcul la maxim i-a rupt. Da. Scurios cine joacă de la noi din echipă, totuși cât e cât. Și văd că ăștia tot râd de mei, deci e clar că mei nu joacă. Mei care e platină. Și vreau să văd o ultimată bună de la mei. Gen. N-am văzut nici măcar una dată. Și-o dat ultimata. Bun. Acum e momentul să facem treabă. E în teorie, că în practică nu știu dacă reușim să facem ceva. Uite-o, frate, pe ăsta, bă, muie. Lucio stătea. El îl durea în cap. Din nou, ultima dată la plezneală. Nu cum ideea e că noi trebuie să-i ținem departe de payload. Dacă reușesc să dau ultimată, cât să-i țin departe de payload, nu neapărat să-i omor. O lipă stârnat. Mor, frate, odată. O, harambe, dați aș pământ. Da, bă, nebunule. Perfect. Bun. E prost, am dat-o din nou. Dar nu-i stres. Aia a fost așa numai la intimidare, de fapt. A fost calculată. De unde dă? Unii. Stai, fă nebună. Încă un pic mai trebuie să ținem numai. Bun. Vărul în spate. Dacă îl încărcăm pe ăsta, cred că e gata. Nu chiar. O veni porcul. Dar l-am scos, perfect. Dar asta e meciul nostru. De fapt, egal. E meciul nostru. Sau? Dar stai, mă, noi când am la 3 puncte?
Deci nu mai funcționează acum parte de că noi am luat două puncte din câte știu. Deci acum îți dă un punct bonus dacă reușești să faci defend-ul sau... Habar n-am cum funcționează chestia, da. Win-ul e win. 40 de kill-uri, eu am făcut play of the match, normal. Dar în fine, nu știu cum e faza, adică practic ne-am luat 2 puncte și ne-am dat 3. Deci bănuiesc că dacă faci defend-ul îți dă un punct în plus sau ceva, habar n-am. La care să-i dăm? Hai că dăm la asta că tot comunica și uitare 45 de eliminări. Deci probabil că ăsta era pe prima poziție. Și a fost chiar fain match-ul. Still you can't kill me, bla bla. Dăm și eu cutie, te rog, dăm cutie. Perfect, hai că deschidem și cutie. Ar vrea să-mi dea orice skin din chestia asta. Eventul ăsta nou, Uprising. Bine, aș vrea skin-ul pe Genji, da. Cum am zis, orice skin e bun. Și nu știu când, la 2000 cred, sau la 2100 ies din silver. Cred. Abar n-am. Ia să vedem. Eu luat ceva până să-și-o dat seama că trebuie să-mi dea și cutia. Albaste, frate, astea sunt cele mai bune. Demențiale, absolut demențiale. Măcar dacă îmi dădea niște bani în pana aia. Să vedem. Am vreun skin pe cineva? Cred că niciun skin n-am prins din eventul ăsta, nu? Uprising. Pe asta era fain dacă îmi dădea Null Sector. Cât e șmecherii. Oricum, probabil că o să-l cumpăr ăsta, dacă nu reușesc să prind un skin decent. Nu știu cât mai ține eventul ăsta cu uprising-ul, dar în fine. Cam atât cu episodul ăsta, ne auzim la următorul. O să postez ceva mai des Overwatch. Dacă vă place, evident, și nu știu, apăsați și voi butonul ăla de like să facem și seria asta cât e cât vizionată, să se merite să dau, nu știu, 20 de minute din viață pe jocul ăsta. Ne auzim la episodul următor. Forță maximă, salutare!